Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde mâine o vizită în România la invitația omologului său român, Klaus Iohannis, potrivit administrației prezidențiale de la București. În cadrul întrevederilor care vor avea loc, vor fi abordate proiecte comune de interes strategic în domeniile energetic, transporturi, sănătate și educație. Accent se va pune pe inițiativele menite să conecteze Republica Moldova cu spațiul Uniunii Europene pentru a obține beneficii reale și concrete pentru cetățenii țării noastre. Totodată se va discuta despre sprijinul acordat de România în parcursul european al Republicii Moldova. Cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii și în legătură cu provocările de securitate, precum și modalitățile de gestionare a economiei și a efectelor sociale și umanitare ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.